Salut și bine te-am regăsit la un nou episod. Suntem pe Energy Life. Verificăm ce piese avem pe 4X. Ăsta X așa de la noi data trecută. N-avem ITP deloc. Ok, deci n-avem ITP absolut nimic. Suspensii. Turbo avem pe ea, pentru că a avut turbine, cel mai probabil se pune automat. Putem noi... Ok, dar jantele sunt schimbate. Mă interesează, putem să-i punem o folie mică? Putem să-i punem direct black, ceea ce... Bă, de ce mi-a rămas așa? Am și un Lambo. De random am văzut asta, am și un Lambo. Ce culoare să-l facem? Taxiu. O, este bine negru lui. Facem puțin gri și obolan așa. Deși aici se vede diferit față de cum se vede și punem numărul negru. Gata, altceva n-avem ce să-i punem, că nu are mașină modificări. Gata, mamă, trebuia să-i zic să dea suspensiile astea jos. Îți dau 17.5. Bine. Hai. Șerifule, cumperi BMW-ul ăsta. Băiatul cu golf. Nu, că n-am bani. Aole, ieftin. La ce bani? El e 58.000. Să-l dau la 50. Îți dau golful. Cât e? 22.000. Aole. Da, ITP-ul făcut, exterior. Jante. Înțeleg, deci pe partea vizuală. Da. Jante de Audi. N-are nimic, ca tot grupul VAG. Corect, tot de la mama aia, măsii. Deci, e același lucru. Deci închești cât vrei pe el. Îl dau la... Normal îl dau la 19.5, dar... Acum, dacă se poate mai puțin sau mai mult... 19.5? Da. Păi și el... Cât e nou, ai zis? 22. Mama mea. Hai să verific dacă am bani. Cred că tocmai ți-am luat BMW-ul ăsta. Haide, facem. Mi-a luat golful, domnule. Mai știu, golful mi l-a luat și pe ăsta. Aia e. Mergem la bancă? Haide, da. Dă-i. Ia stai, mă. Ia-se. Dacă iau cu spatele. Bă, băiatule, crezi că e variantă, că pe ăla mai pui câteva mii. Mamă, ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat aici, frate? Ia, dar trebuie să verific prețul înainte. Stai așa să nu mă ard. Deci a zis 19.5, golfer, e 22.000 nou. 19.5, 19.500. Gata, domnule. Puteți să faceți, da. CNP 22991. Înțeles? Noi. Văd că ăsta e talent. Prima oară trebuie să dau BMW-ul. Ați primit acolo? Da, vă mulțumesc foarte frumos. Cu plăcere, domnule Marian. Vă duc la garaj? Dacă se poate. Aia. Da. Da, l-am vândut. A, ce-am oferit 17.5. Tu erai? Cu 17.000 voia să-l ia? Da. Hai așa, poate. Da, la 17.000. Poate el vă mai scump. Vezi că dacă îi pui turbină și suspensie sport, fuge. I-am dat eu 350. Da? Ia uzi. Da. Ia să vedem, dacă reușim, poate să-l repet. 17.000, bă, dacă îl dau și cu 21.000, 2.000, n-am făcut nimic pentru ei. Da, așa. Și fă acolo revizia. Bine, vin la tine acum și da, voi șerifule, face revizia. Și-l dai? Îl vând, îți dai seama. Cu cât? Bine, voi ajunge. Îi zic sincer, am dat pe el 19.500. Așa. Dai seama, să-ți scoși acolo măcar de ceva. Nu mai mișcă. 20.000. Am 21.
20 și gata. 20 jumate? Hai, de urcă încoace. Hai. Urcă cu mine, că te duc tot acolo. Aha. Nu l-am vrut atunci așa, op, că le-a acum. Fenomen, ești nebun. Fenomen. Haideți că să scoți și o bani. Mamă, dar ce frumos se aude nenorocitul. Se aude, ia, dă-i blană, dă-i turații mari. Cum așa? Diesel. Se vede că, se aude că e diesel. Da. Aoleu, aoleu, aoleu. Dracu. Scuză-mă. Nu-i nimica. Îmi făcea creierul urât. Nu-i nimica, domnul, la tot se mai întâmplă. Ori e problemă de la oraș. Voi să aude frumos tare ăsta, mă. Dar vezi că e clipiri tare la 21, dar vezi cu modificări vizuale. Da, se vinde în dragi. Da? E căutat ăsta? Da, da, da. 25.000 ultimul preț. Eee, da, așa. Lasă așa. E cel mai rapid ciubuc de la făcut. Ai banii la tine? Nu, nu, daci. Îmi place că e diesel așa și el. Nu, e chiar mișto. E făcut frumos. Tateși? E făcut mișto ăsta, deci se aude talent. Gata, nu, puteți să faceți contractul. Da, să-l facem la garaj, măcar că să... Da, da. Trebuie să găsesc să dau BMW-ul acum. CNP? 8-5-9. Am 20.500 la mine. Nu se poate, domnul, mergem înapoi. Ha, deci înapoi ce să mai fac? Da, ce-și așa, domnul, să... Nu lăsăm nimic. Să scoate profitul. Bine, bă, ține așa și eu, bărăt, mi-a lăsat la mașina aia la prâns, că de la el am luat bine. Gata, domnul. Așa și eu, bărăt, gros, vezi? Nu-i frumos din partea asta. 8 cât era? 8, 5, 9. Mi-a dat-o pe 20.000 de cât. N-are nimic, vă mulțumesc frumos. Și eu, domnul. Vedeți că e garaj în spate, domnul. În spate? Unde e în spate? A, da? Era urât din partea mea. Cum am realizat, știi? Mi-a lăsat-o pe aia la un preț prea bun și eu după Summerlan, știi, pentru... Oricum, tot aveam profit. Opa. Hai că am ieșit din asta. Haideți să vedem, poate găsim să-l dăm și noi pe ăsta. Ar fi bine. 40.000 la 50.000 dacă îi dau avânt. Facem, hai. Hai la garaj. Ferească-mă Dumnezeu. Ia uite-i bă băiatele ce fac ăștia. Acum unde găsesc și eu pe cineva? Să-l vând pe ăsta. El așa e ok. El are mișto și ridicat, așa e talentul lui, știi? Că destul de ridicat pentru gustul meu. Chiar dă impresia de X6 acum. Dar e ok dacă facem... Ăsta îmi face profit ca lui. Să-mi scozi pia. A două, că se rezolvă. Gata, boss, acum. Ați văzut ceva, domnul? Ce să fie? Ați văzut ceva? Nu, ce să fie? Am un videoclip pentru TikTok. Nu, am văzut, domnul, nimic, eram concentrat aici la mașină. Acum îl postez. Doriți să cumpărați BMW-ul ăsta? Pe ăsta nu. E regulat. Ce faceți, domnul Luis Gabriel? Ce-i domnul Luis Gabriel? Un mecanic și la mine să scoată niște
Aici e cel mai bun mecanic din oraș. Da, ați văzut ce scrie pe tricou? Imediat să pun și un TikTok și o rezolv. Patron, băi, lasă-mă. Domnul, cumpărați un BMW? Ce BMW? Uitați ăsta aici. X4 ăsta nebun. Cu cât? Domnul, e 58.000. Are 58.000 e nou, mă refer. Are suspensie off-road pe el. Turbina doar la ITP. 50.000. Gata, am postat, spune da, ce să-ți la mașină. ITP nu prea să pune. Păi de asta zic 50.000. El e 58.000 nou. Zic că 50.000 ar fi ok, știu. Ce vrei la mașină? Jantele sunt schimbate. Scoate da. Toate pistele pe aia. Vino un pic, te rog. Stai un pic, domnul Magdalena. Să-mi dai și mie acces la portbagaj. Yes, yes. Poate face o tranzacție aici și... Avea ceva piese pe el? Sau gherlă? Încă gherlă. Știți cât costă pentru fiecare piesă? Da, 750. Bă, dar geaca asta nu pot să mă dau sus, sus, sus? Gata, mă, frate! E 1250, pentru că e clasa e diferit. Da, vă fac un super preț, văd că aveți 6 piese. Păi am tot pe aia. Și le scot toate la 5500. Gata, facem. Vă fac reduceri. Facem, gata. Bambuși? Dar unul, deci ce ziceți? Sunteți interesat de oferta da, asta? Da, sunt. Deci să scoată două mecanic piesele și discutăm și după. E sigur, aștept aici. Oricum e preț bun. Este. Cu cât îl dau? Da, da. Nu știu, șerif, ai vreo ofertă în minte? Nu știu, spune tu prima. El e 132.900, are V8, turbină, suspensii, full ITP, mecanicii, îi lipsește doar all-wheel drive-ul, dar nu prea merge pe BMW, că na, acțiune spate. Da, da. Mai. Bun, nu știu ce să zic. Spune tot. 160. Și ce-ai spus că are motorul, are tot? Are tot pe el. Dacă vrei, îl aduc aici să-l verifici, tot. Adu-l. Așa să... Că e băiatul acolo să vedem ce zice dacă ia BMW-ul ăsta. Și facem. Bă, dacă îl dau și pe ăla azi, ești nebun, mă duc direct, îmi iau Lamborghini. Îmi iau Lamborghini! Auzi! Mă auzi, băiat? 2-10, cartof? E bine, nu mă auzi. Îmi iau Lamborghini, da. Câți bani am în bancă? Ia să vedem. Câți bani am în bancă, frate? 8.000. Bă, ce dracu m-a făcut, mă, de nu mai am bani. Am la mine, a? Am la mine 20.000, 28.000. Păi ce dracu am făcut, mă, că am ajuns tot la banii, mâncați-și. Am ieșit cu ceva pe minus. Că ajung... Am 28.000 cu 50, ba nu... 78, am făcut 10.000. Da, mă, bossule, deci facem... Bine, la golful ăla n-a fost mare pârjoale, dar era băiatul care mi-a lăsat aici, n-aveam cum să știi. Bă, mă aud când vorbesc, mă? Vedem, dacă dau și ăla, practic fac 20.000 pe ăla, 10.000 pe ăsta, 30.000 profit, ne ducem bine, facem vreo 200 și ceva banii totali. E să văd ce mașină găsesc pe la vreo 200.000. E bine, bă, e bine, sincer, e bine rău de tot, dacă vândem șasele. El face mai mult, M6-le, la 100% face mai mult. Dar având în vedere că eu am luat M4 cu 140.000 și îl dau ăsta cu 165, îi zic. 165, că i-am zis, cam pe 100, gen, nu eram sigur. 165, mai fac și un profit de 23.000. Bă, ăla și mă duc să văd. Ce găsesc pe la 200.000. Da. Se iau o mașină, sau poate au băieții ăștia o mașină pe la 200.000. Vreau să fac un pic full. Vedem, dar acum să nu se răzgândească domnul. Dacă s-a răzgândit, mi-a stricat afacerea. Vedem ce facem, da, așteptăm. Am întrebat, la cât o dați, de curiozitate? 50.000, domnul. Oh, preț bun. E ok, sub prețul de nou cu 8.000, plus ce mai are ea pe ea.
E bine, ați văzut câteva mașini azi de... Cred că asta nu știu, a câte aia, a treia, a patra. Oho. Dar a profit mic tare pe unele. Și pe unele le-am dat doar să scap de ele. Contează că e profit. Da, corect. M-a mers domnul Marian astăzi. Domnul, bine, aștept să văd dacă reușesc să dau M6-le și ăsta acum aștept pe domnul să vină. Să văd ce mă încadrez, de vreo 220.000, 230.000. Oh, bun. Bun, bun. Trebuie să mă duc pe acolo să mai să văd cam ce e în bugetul ăsta. Da, e, găsești. Hai, Denis, scuză-mă că te-am întrerupt, spune. Nu prea mai sunt mașini ieftine pe acolo, nu mai astea, 200, 300 de mii. S-a îmbogățit lumea, domnul Marian, dacă nu mergeți, dați dumneavoastră un anunț la primărie, știți ce zic? Faceți acolo, cumpăr mașini în bugetul de. Prin băieții, vă alegeți ceva ce vă convine în care să faceți dumneavoastră o marjă acolo de un 10-20 de mii. Nu aveți dumneavoastră o mașină pe acolo pe la 200 de mii? Păi uite, dacă o fac pe asta... Nu pe asta, am un Mustang de la, îl fac acum full. Și îl dau undeva la vreo, nu știu, el e 100 de mii, e full ITP. La undeva pe la vreo 170 de mii. Are 0,16 km. Dacă vă interesează, vi-l dau cu cea mai mare plăcere. Vedem, stați să vedem ce fac și cu M6-le. Perfect, dacă e ceva, mă aveți acolo. Desigur, desigur. Bine, domnul meu. O, Tedias, că ți le montează Eduard, că ăla sper să-și facă și bani. BMW-ul ăsta? Da, da. 50.000 de euro. A, eu v-am dat Golf-ul, l-ați vândut? L-am vândut. Bun. Am vândut cum am ajuns în parcare. Uite-l. Nu? Ia uzi, ia! Gata, boss. Ia zi. Deci, cum zice, oferi, accept schimb? Ce mașină ai? Uite, M4-ul ăla de acolo, dacă vrei. E foarte scump ăla, să pot să zic. Da, dar mai dai o diferență acolo. Păi, diferența asta e că s-a murit cam 8.000 chiși. Asta, de asta caut să vând mașina asta, să-mi revin puțin. Atunci, dacă vrei, uite, facem un schimb, îți dau un M3, E34. Da. Nu, e 46, scuze-mă. Are e full mecanic cu V8 și xenoane și neoane am pus pe el. 25. Dacă vrei facem diferent, facem un schimb ăsta. Cred că de XR, E 46 ăla de 23.000. Denis, te dau autoră cu un Golf. E full mecanic. Nu, am treabă aici. Nu înțeleg. Mie să nu fie mai greu să le cumpăr. Ai vorbit cu mine? Ăla-i cumva în târg? Nu. E în garaj la mine. Ah, deci nu e ăla din târg, că era un târg la fel cu piese cu nebunii. Da, ăla dă foarte scump. Nu știu, nu mai țin minte ce preț avea. Domnul, vă dau BMW-ul ăsta. Vreau să... Bicicleta? Da. Domnul, că-mi rup capul acum cu ea. Vreau să-mi iau un X6 de la 200. Nu vă rupe, că nici eu nu mi l-a rupt de vreo două ori până acum. De vreo două ori. Domnul, n-aveți cum cash? Eu? Da. Păi eu am cash, dar am 20.000 cash. După... Mi-a luat Golf. Asta facem un schimb cu un E46, dacă vreți să-l vedeți, e beton mașina. Puteți să o aduceți aici? Hai că o aduc, stai așa. Hai, nu, să vedem ce... Ce o fi? Vedem. Nu mă vezi că arată bine. Da. Arată bine, tare. Da, are neoane, xenoane, dar ideea e că nu le aprind eu. Dacă... Stai să le aprind, să vezi că nu te mint. Uite, xenoanele, stai așa, vezi? Da, da. Și imediat și neoanele, roșii. Ce motor ai zis că ai pe ea? V8. V8? Vrei să verifici? Sigur. E full mecanic cu V8, am tot pe ea. Vezi că... Vezi că e... Arun, aveți dreptate. Da. Să facem schimb pe schimb. Păi așa mă gândesc. De ce nu?
Cât e la nou? Era 45, cât e nou? Cine? Pix 4. 58. 58 și ce e pe el? Suspensie off-road. Off-road? De ce off-road? Ca să dai impresia că e X6, că e mai înalt. Așa? Atât. Săracu e chel. Bine, bă, hai că facem așa. Da, hai la garaj, că stai, am niște piese pe aia și să le scot să le bag cu alta. Gen din portbagaj. Desigur. Hai la garaj. Ăsta nu-l vând, ești nebun, dacă pun una pe BMW ăla nu-l vând, e prea top. Aie. Ca și cum am dat 40.000 pe el, nu? După asta am dat 40.000, o dau la schimb. Ce ai, mă, dacă e doar motorul de pe aia și cu all wheels, drive-ul. Sau nu cred că are all wheels. Ba da, am văzut parcă avea all wheels. Ai, ăia-s 40.000. Deci ăia-s 40.000. Bă, dar oare asta n-avea o chestie în ea? Cum verific? Nu. Deci ăia-s 40.000, efectiv. Doar acolo. Nu mai pui mașina. Nu mai pui slick-uri. Nu mai pui, bine, slick-urile-s 3.000. Nu mai pui nimic. Jante, modificări. Ai 40.000 doar în piesele alea. Hai, mă, că e mișto tare, rău de tot. E mișto rău. 28.000 motorul, 13.000. Dacă nu mai pornești, cred că... Așa. N-are nimic. Gata, os. Hai, că da. Oleu, ce-a făcut? Lasă așa, poate merge după ce o transferă. Adevărat, hai. Așa. Eu dau. Să-mi spui cine pe-o. 2291. Sperăm că am un bonus la minim. Gata. Mulțumesc frumos, hai să le băgăm. Adevărat. Bă, pe ăla nu-l bun, mă, îmi place mult. Ce mișto tare BMW-ul ăla, nu l-aș vinde. Te împing puțin? Nu merge, nu. Gata! Șefilor, aveți să-mi dați și mie 250 de lei? Vă rog eu. Da, șefule, cred că am. Hai să uit. Ia să vedem. Da, boss, perfect. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Da, pentru ce? Hai că merge și la mine, te pup, mulțumesc frumos. Mamă, bă. Poftă-l, bă, ce și-a luat dracu, bă. Poftă-l, bă, băiat. Ia poliția. Nu m-a luat. Mamă, vezi că e tare rău ăsta. L-aș vinde. Ăsta face o grămadă de bani. Băiatul cred că mi l-a dat așa, ca gest. Mamă. Ăsta chiar face ceva bani. Deci ăsta face ceva bani, numai modificările pe el, dacă le pui sunt undeva la 50.000, mai pui și mașina 70.000, mai pui și modificările vizuale. Bro, mașina asta se duce, cred că, 80.000. Dacă e full și la ITP, se duce, cred că, mai mult, 90.000. Mamă, ești nebun. L-am luat cu 40.000. Nu știu, îmi place mult, n-aș vinde. I-a schimbat culoarea asta. L-aș face cu jante negre și un vișiniu sau ceva bronz cum l-am pe M6, știi? Haide, vedem ce-i face. Îmi place, are foliile cu bun gust. Băi, e făcută frumoasă mașina. E mișto tare, rău. Ne vedem episodul următor și vedem și ce are pe ea și tot. Pa, ba, serverul Energy Life în descriere, serverul pe care mă joc. Mă aștept.